Salut! Bine ați venit la lecția cu numărul 8 de germană de nivel B1. Lecția de astăzi se numește Instrumental Zeze. Vom vedea imediat despre ce este vorba. Înainte de a începe, vreau să vă reamintesc că puteți achiziționa PDF-ul cu lecții de limba germană accesând linkul din descrierea clipului, adică aici sub filmuleț, la prețul de 10 euro sau echivalentul în lei. Așa arată cum vedeți aici în partea stângă. Să începem! instrumental sețe sunt propoziții modale, să le spunem așa. Cum sunt verbele modale, acestea sunt propoziții modale. Acestea exprimă modul în care se produce ceva sau modul în care deja s-a produs ceva. De exemplu, îmi extind vocabularul prin repetarea regulată de cuvinte. Ich erweitere meine Wortschatz, indem ich regelmäßig Vokabeln wiederhole ich erweitere Wortschatz, indem ich regelmäßig wiederhole. cum extind vocabularul prin repetarea regulată de cuvinte? După cum spuneam, exprimă modul prin care se produce ceva sau modul în care deja s-a produs. Se poate deschide fereastra prin apăsarea butonului. Man kann das Fenster dadurch öffnen Dass man den Knopf drückt. Man kann das Fenster dadurch öffnen, dass man den Knopf drückt. Cum se poate Wie kann man das Gerät einschalten? Wie kann man das Gerät einschalten? Se poate porni aparatul prin die a des man kann das Gerät einschalten, indem man den roten Knopf drückt. Man kann das Gerät einschalten, indem man den roten Knopf drückt. Deci observăm modul prin care putem porni aparatul. Cum poți să rămâi activ? Wie du aktiv bleiben? Wie du aktiv bleiben? Rămân activ prin practicarea sportului zilnic. Ich bleibe aktiv, indem ich täglich sport treibe. Ich bleibe activ, indem ich täglich sport treibe. Să vedem construcția acestei propoziții, fraze. Adică. În stânga avem Ich bleibe activ. Aici avem Hauptsatz, adică propoziția principală, care este scopul, Ziel. Acesta este scopul. În dreapta avem propoziția secundară, Nebensatz, care este mijlocul, Mittel, mijlocul, modul prin care obținem scopul. Mai departe avem virgula, care întotdeauna stă între propoziția principală și cea secundară. Adică coma zwischen Hauptsatz und Nebensatz. Și la sfârșit avem verbul care întotdeauna stă în ultima poziție, traibe. Verb ștecht am end, întotdeauna în ultima poziție. Aceasta este construcția corectă a acestei fraze. Facem alte exemple. Rămân activ prin practicarea sportului zilnic. Ich bleibe activ, indem ich täglich sport treibe. Prin practicarea zilnică a sportului rămân activ. Indemn täglich sport treibă, bleibe ich activ. Am inversat puțin această frază și am început cu indem. Indemn täglich sport treibă, bleibe ich activ. Îmi protejez ochii prin purtarea ochelarelor de soare. Ich schütze meine Augen. Indem ich eine Sonnenbrille trage, ich schütze meine Augen, indem ich eine Sonnenbrille trage. Prin portare de Suare und protege Zoki, indem ich eine Sonnenbrille trage, ich schütze meine Augen. Indem ich eine Sonnenbrille trage, ich schütze meine Augen. Am inversat propoziția secundară cu cea principală. Cum poți să ți îmbunătățești limba străină? Wie can man seine Sprache verbessern? Wie can man seine Sprache verbessern? Poți să ți îmbunătățești limba străină prin a vorbi cu vorbitori nativi. Man can seine Sprache verbessern, indem man mit dem sprachlern spricht. Man kann seine Sprache verbessern, indem man mit Muttersprachlern spricht. Potspier den Man kann abnehmen, indem man sich regelmäßig bewegt. Man kann abnehmen, indem man sich regelmäßig bewegt. poți pierde în greutate prin mișcare regulată man kann dadurch abnehmen dass man sich regelmäßig bewegt man kann dadurch abnehmen dass man sich regelmäßig bewegt observăm că putem folosi două moduri ca să spunem același lucru putem folosi indem sau dadurch plus das el învață noi cuvinte prin repetarea acestora. Er lernt neue Wörter dadurch, dass er sie wiederholt. Er lernt neue Wörter dadurch, dass er sie wiederholt. Cum se poate evita un accident? Wie kann man einen Unfall vermeiden? Wie kann man einen Unfall vermeiden? Se poate evita un accident prin conducere preventivă. Man kann einen da dadurch vermeiden, dass man vorsichtig fährt. Man kann einen Unfall dadurch vermeiden, dass man vorsichtig fährt. Aceasta a fost lecția de astăzi. Sper că v-a fost de folos informațiile din ea. Dacă da, ne vedem și la lecția următoare. Până atunci spor la treabă. Tschüss.